Peste un milion de persoane au reușit să-și descarce certificatul digital. Numărul este în creștere, mai ales că este perioada în care mulți oameni pleacă în vacanță. Dacă vă doriți să călătoriți într-o altă țară, nu uitați să descărcați certificatul digital. De astăzi, 13 august, acesta este singurul document recunoscut ca dovadă că te-ai vaccinat, ești testat sau ai trecut prin boală. Vei putea trece frontiera și fără certificatul digital, dar va trebui să respecti normele naționale de carantină din fiecare stat. Dacă vrei să scapi de carantină, certificatul digital care conține un cod QR e singurul care te poate salva. Și pentru că pomenim de călătorii, vă reamintim că după ultima actualizare a țărilor cu risc epidemiologic pe lista roșie, au intrat și Franța, Islanda, Thailanda și Polinezia franceză. Grupul de comunicare strategică a mai amintit că începând cu ziua de vineri, la trecerea frontierelor din țările UE, vor fi recunoscute doar certificatele digitale ca documente care atestă vaccinarea, trecerea prin COVID sau rezultatul negativ al unui test PCR. Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor naționale de carantină în funcție de fiecare stat.